Nu știu, dar de fiecare dată de ce are? De la ploaie. De la apă, doamnă, că strânge apa. În toate cimitirele din Galați sunt morminte afectate de ploile abundente din ultimele zile. Monumentele neacoperite cu dale de ciment au nevoie urgentă de reparații. S-a lăsat, mai ales la mormintele care au fost făcute acum recent. Și eu, la un an de zile, am pus foarte mult pământ aici, vreo 10 sați. Un metru și dacă eu intram în groapă de călcam cu picioarele și ajungea până deasupra aici la mine, așa s-a lăsat din mort. Era de la primele ploaie și la ploaia asta care a fost, am zis că inundații în oraș, a fost groaznic. Numărul mormintelor surpate a ajuns undeva la câteva sute, poate chiar spre mie. Noi venim în sprijinul tuturor și putem să oferim aceste servicii de reparații la un cost, zicem noi, acceptabil sau modic. Oamenii recunosc că multe morminte nu sunt făcute corect de la început. Ei când pun pământul ăsta nu lașează puțin mai bine. Când el fiind atunat, se duce în jos. Pământul l-a cărat tot de pe colo, de pe lângă gard. Nu-i pământ bun, dar ce să facem, acoperit. Costul pentru reparația unui mormânt și aducerea lui la nivelul inițial e în jur de 200 de lei, bani suportați de familiile răpostaților.